Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE, contraatacă, spune că nu este de acord cu varianta remanierii emise de premierul Viorica Dăncilă. Nu am cerut posturi guvernamentale, nu am cerut alte poziții sau alte avantaje care să poată să îndreptățească folosirea acestui termen. Am avut însă o discuție cu doamna prim-ministru, în care, bazat pe experiența mea de prim-ministru, i-am recomandat să încerce să gândească o restartare a guvernării, în ce sens? În sensul de a-i da posibilitatea să treacă din această defensivă în care se află guvernul și, practic, și coaliția, de o bună bucată de vreme, într-o situație de ofensivă. Pentru acest lucru ar fi fost nevoie și ar fi nevoie de câteva lucruri esențiale. În primul rând, un program de guvernare regândit pe baza programului de guvernare care a fost votat de Parlament, o regândire a lui, o asumare a obiectivelor care se pot realiza, îndeplini până la termen, o propunere de noi obiective, o reformă a unor instituții ale statului și, nu în ultimul rând, o restructurare a echipei guvernamentale care să șteargă această impresie de lipsă de competență, care, trebuie să recunoaștem, planează asupra guvernului existent. Pentru acest lucru este evident nevoie de un vot în Parlament. Liderul ALDE consideră că actualul executiv funcționează din inerție. Că vrem nu să ne mulțumim, așa cum mi se pare mie, în cazul PSD-ului, ca performanța pe care vor să o atingă să fie participarea la turul 1 al alegerilor și eventual intrarea în turul 2, dar cu siguranță pierderea alegerilor prezidențiale. Și vor mai mult decât atât, vor chiar câștigarea alegerilor prezidențiale, atunci sigur că și în perspectiva alegerilor care urmează la anul, este nevoie de un gest puternic, de un gest de forță, de un gest care să arate hotărârea premierului, capacitatea de a fi liderul acestui partid și de a fi liderul guvernului, de a impune o linie de guvernare. Senzația mea este că în momentul de față, guvernul funcționează, sau poate nu numai guvernul, instituțiile care țin de administrația centrală funcționează din inerție. Călin Popescu-Tăriceanu mai spune că nu ține de scaunul de șef al Senatului, așa cum s-a lăsat de înțeles. Nu funcțiile ne fac pe noi, nici pe mine, președinte al Senatului, că am auzit că sunt diversi care consideră că ALDE nu dorește să iasă de la guvernare, că eu am să-mi pierd funcția de președinte al Senatului. Complet greșit. Nu vreau să fac parte dintr-o guvernare impotentă. Am auzit și alte expresii de genul: câinele nu pleacă de la măcelărie. Vedeți proverbe savante din popor. Ei, vreau să-i anunț pe foarte mulți că colegii mei sunt vegetariani. Coaliția de guvernare a fost pusă sub semnul întrebării după ce în ultimele zile partenerii de la ALDE au început negocierile cu Pro România pentru formarea unei noi alianțe politice.